Salutare, oameni buni, sunt Andruc, bine ați venit la Chasing Bets. Biletul pe care l-am dat ieri nu a fost câștigător, dar a ieșit marcatorul Vlahovic, a marcat Vlahovic gol în acel meci în care Juventus a luat roșu de vreme în meci și apoi meciul s-a cam dus. Nu mi-a ieșit nici Barcelona, unde credeam că Barça va câștiga. A fost un meci absolut nebun, cu 3-5, Xavi a demisionat după acest meci. Nici măcar la meciul lui Leverkusen cu Gladbach nu s-au dat goluri. A fost ceva absolut șocant deznodământul acelui meci. Bun, pentru duminică o să joc așa. Sevilla cu Osasuna, meci în La Liga. Sevilla este într-o situație dificilă pe 17, aproape de retrogradare. Joacă cu Osasuna, să zicem, e una dintre echipele mici cu care ne așteptăm ca Sevilla să aibă ceva șanse să câștige, pentru a urca un pic, să evite retrogradarea, dar este chiar o posibilitate mare retrogradarea, pentru că joacă rău, are doar 3 victorii Sevilla, în timp ce Osasuna a obținut 7 victorii în campionat. În ultimul meci, totuși, Sevilla a jucat bine în cupă cu Atletico, a pierdut la limită 1-0 și a avut o prestație bună, s-a văzut atitudine, jucătorii parcă au avut ceva ambiție, s-ar putea ca acel meci să le dea un moral. Și aici cred că vor, adică sigur vor juca ofensiv și cred că vor marca măcar un gol. Am jucat Sevilla să marcheze. În ultimul meci acasă am pierdut cu Alavilie, dar au dat 2 goluri totuși, așa că voi paria Sevilla marchează. Este o cotă de 1.28. Sevilla marchează. Apoi, meciul 2 voi juca din Italia. Avem Lazio cu Napoli. Lazio Napoli amândouă sunt în afara locurilor de Champions League. Un sezon rău pentru Napoli. A pierdut destul de multe meciuri. Nu joacă nici Osimhen. Lazio, nu știu, a făcut și egaluri multe. Mai a făcut și înfrângeri. Acasă joacă ceva mai bine. Totuși, mă aștept la un meci. M-am dus la un meci mai un pariu pe cornere, pentru că nu știu exact cum se va desfășura meciul, destul de greu de anticipat. Au fost în acea supercupă jucată acum o săptămână. Lazio a pierdut în semifinale 0-3 cu Inter, Napoli a câștigat semifinala, un joc bun și cel acolo. Și la cornere, Napoli stă bine, are 6,3 media de cornere, deci destul de bună. Așa că eu m-am dus la un pariu pe cornere Napoli și am jucat Napoli peste 3,5 cornere, deci să obțină 4 cornere Napoli, bă, nu cred că e greu, ar trebui să fie șanse destul de mari. Deci eu să joc peste 3,5 cornere Napoli, 1.42, și apoi ultimul meci, meciul din România, joc la Universitatea Craiova, FCSB. FCSB pe prima poziție, cea mai bună ofensivă, atacul lor arată bine cu acești doi jucători care clar sunt jucătorii cheie acolo, Olaru și Coman, dar mai au și jucători buni pe lângă ei, cum e Octavian, cum e Shoot. Iar în față a venit Felipe, ăsta nu mi s-a părut cine știe ce în prima partidă, pe care a câștigat-o 4-0 cu UTA. Universitatea Craiova a pierdut cu Faru primul meci din 2024 și arată rău echipa 1-2, totuși e o echipă care se va duce în atac pentru că riscă chiar să piardă play-off-ul și cred că vom vedea goluri. Am jucat GG sau peste 2,5, între ele două a fost 3-0, 3-1, 1-1, 1-1. Acum chiar o văd pe FCSB jucând relaxat. GG sau peste 2,5 la 1.57 am pariat aici. Astfel că biletul are o cotă 2.85. Ăsta e biletul meu. Și mai joc un marcator pentru astăzi. Revine Coman, jucătorul probabil cel mai bun, adică cred că e cel mai bun jucător din liga noastră. Și o să merg pe Coman să marcheze. Are o cotă surprinzător de bună, așa că am jucat Coman marchează. Este o cotă de 4. O să joc 3 unități pe acest bilet, adică 1.5% din buget, și pe primul bilet cotă 2.8 o să joc 8 unități. 8 unități pe primul bilet. Astea sunt pariurile mele, dacă le jucați, să avem baftă.